Facebook. Ok, suntem în direct. Bună seara și bine v-am regăsit! Împreună cu prietena mea de suflet, cu Ana Vătau, psiholog, constelator familial și multe altele, nu? O multitudine de terapii complementare. Și mai îmi place să spun că ești mereu în cercetare, îți place, știi, nu te oprești. Și în ultimul timp mai tragi și pe mine acolo în anumite chestii, nu? Mi place să experimentăm și să cercetăm mereu despre aceste tehnici holistice, nu? Hai, spune tu, Ana, ceva despre tine. Bună seara și bine te-am găsit, Nela. Și bine am găsit și pe cei care ne vor privi. Ce să zic, într-adevăr, eu sunt o cercetătoare, îmi place foarte mult, e așa o pasiune, că cu adevărat mă atrage și atrag și pe alții cu mine. Am început cu psihologia, dar psihologia nu era chiar prima, cum să zic, primul lucru care m-aș fi gândit, toate că era o pasiune din liceu, n-am putut să o fac decât foarte târziu, că în România, la un moment dat, nu se studia psihologia. Când am putut să o fac, mi-a plăcut foarte mult, toate că mă dusesem la facultate cu gândul să fac asistență socială, de fapt, și am ajuns la pasiunea mea, care era psihologia. Am studiat și mi-a plăcut foarte mult, dar acolo nu era suficient sau nu era destul pentru mine sau așa au început întrebările. Pentru că după ce am terminat facultatea, a început să întreb, da, asta de ce e așa, da, el altă de ce e așa, da, ce trebuie să mai aflu, da, ce nu știu, da, și tot așa am început să mă duc prin librării să caut cărți și la un moment dat ne-a căzut o carte din raft, una despre psihologia isihastă. Și am zis, wow, ce chestie, zic, așa ceva nu m-am gândit. Am luat-o, am citit-o, am studiat-o, pe urmă, tot așa, când mă duceam în librării, întrebam universul sau îngerașul sau cine trebuia să mă ajute, să-mi spune ce carte trebuie să citesc eu sau ce trebuie să mai aflu eu. Ca și cum îmi pun și acum întrebarea, ceea ce trebuie să știu să vină la mine, cam așa. Scuze-mă puțin, cât de mult te ajută întrebările? Pentru că eu știu că îți pui întrebări multe. Eu ți-am dăruit caietul de evoluează punând întrebări, dar tu deja le pui de mult timp. Întrebările alea pe care mi le-am pus și eu și le-am pus acolo în caiet, cât de multe au ajutat întrebările tale, pentru că tu le pui de foarte mult timp, îți pui întrebările și în felul ăsta ai evoluat. Păi normal, mi-am pus întrebarea de ce sunt eu pe pământ, cum am ajuns aici, ce treaba am eu pe aici, de ce am venit, de ce sufăr atâtea treburi, de ce... Și de ce? Toate alea, întrebările alea mi le-am pus de mult timp. La un moment dat veneau răspunsuri prin cărți, prin tot felul de emisiuni. Urmăream și la televiziuni când se dădeau emisiuni de genul ăsta, apoi pe internet multe. Am citit foarte mulți autor de carte, de psihogenealogie, de dezvoltare personală, am citit Greg Braden, Joe Dispenza, acum citesc Joseph Murphy, mulți m-au atras. Și am ajuns la cursul lui
Loldo, care la început nu l-am băgat în seamă. Și da, la... vezi, că ți-am povestit că eu cu ani în urmă, nu? Am dat de el, la un moment dat ne-am distanțat, nu? Și acum m-ai atras tu din nou în... E minunată experiența asta. Da, eu vreau să punctez mai mult pentru că, într-adevăr, cât de importante sunt întrebările, pentru că dacă noi punem întrebările minții noastre, într-un fel sau altul ne vin răspunsuri, cum zici tu, ori printr-un video, ori printr-o carte, te duceai în librărie și spuneai, ok, care carte să o citesc, care, cum ai zis, ți-a căzut cartea în fața ta, exact aia care aveai nevoie. Exact și mie îmi puneam întrebări și ori în video, ori în Facebook, ori în o carte, ori în un eveniment îmi venea, ori intuiția în felul ăsta m-au ajutat întrebările să-mi ascult intuiția mai mult. Cred că și pe tine la fel ți-ai ascultat, pentru că te știu că îți asculți intuiția, acea voce divină și vocea îngerașilor și vocea Spiritului Suprem, da? Îmi aduc aminte de o vorbă spusă de învățătorul meu când eram în clasele 1-4, avea o vorbă și zicea mereu, te gândești la nemurirea sufletului, adică nu ești atent în clasă. Da, da, da. Dar aducându-mi aminte vorba asta, zic, wow, deci noi chiar asta trebuia să facem, să ne gândim la nemurirea sufletului, niște cum la ce ne înșura el acolo. Da. Până la urmă văzusem chiar și o glumă a unui coleg de-a meu care pusese o grămadă de înșiruiri din alea de algebră, de facultate sau de liceu de grad înalt și zice, aștept și acum să văd la ce-mi folosesc formulele astea. Doamne, la ce ne-am puian în capul cu astea formule tâmpite care nici acum n-au avut rost în viața lor, că doar dacă te făceai profesor din matematică. Da, pentru matematicieni, pentru alte persoane care într-adevăr aplică, da. Și eu m-am întrebat de ce trebuie să merg la servici, de ce trebuie să mă scol eu dimineața în fiecare dimineață, de ce trebuie să, eu știu, să fac copii și să am probleme cu ei în loc să fiu fericită. De ce am făcut o boală și nu mai scap de ea. Dar eu știu că la majoritatea ai aflat, ți-au venit răspunsurile, nu? Și îți vin, și încă îți mai vin. Toți vin mereu, nu? Da. E fain pentru că, punând întrebări minții, de fapt, persoanele de succes au ajuns unde au ajuns pentru că au știut să-și pună întrebări, nu? Dacă, eu știu, Edison ar fi renunțat din prima, n-ar fi descoperit el becul, nu? Și l-ar fi descoperit cine știe altcineva altcând, nu? Și a tot pus întrebări, unde greșesc, ce am făcut, nu? E minunat să ne punem întrebări și să nu spun, eu știu, să mă plâng, nu? Doar mie mi se întâmplă toate alea. Punând întrebări, dar eu am observat o chestie chiar de când era picmea și acum îmi vine chiar, adică mă gândesc că era chiar adevărată. De exemplu, ei plăcea foarte mult să facă, să pictez, să deseneze foarte mult modă. Din asta, rochii, eu știu, stilizate, tot felul de chestii. Deci, fiind copil, avea, eu știu, 12 ani, 13 ani, adică nu era, nu știu cum, adică, vai de mine, nu știu ce persoană, ca să, încă nu făcuse studii de pictură, de artă. Și asculta intuiția. Da, și este, stai unde vreau să ajung la o chestie. Deci, ea făcea acele picturi. Și la un moment dat vedeam că apărea la televizor o paradă de modă exact cu aceleași modele care le desenase ea. Și ea nu le desenase de nicăieri.
Wow! Odată la o expoziție, un tip a venit și a zis că ce fata asta le-a copiat, că astea apar în modă și el le-a copiat de acolo. Și zic eu, nu e adevărat, fata asta le-a desenat înainte de a apărea moda aia care ai văzut tu la televizor. Și acum îmi dau seama, studiind mai mult, că de fapt ea intra foarte ușor în câmpul de conștiință. Deci, da, în câmpul informațional, în egregorul care era, al artiștilor, așa, și ea desenat de acolo. Na, unde să știm? Noi, dacă noi n-aveam atâta informații, habar n-aveam despre chestiile astea. Abia acum îmi dau eu seama ce făcea ea la vârsta aia. Da, o făcea în mod natural, o făcea în mod natural. Da, pentru că ea era legată cu... Era în flux, era conectată, da. În acel câmp informațional. Și mulți copii nu mai, adică, în general, cei care sunt artiști, care cântă, care desenează, ăștia toți au legături în câmpul informațional, în câmpul ăsta care ne înconjoară de jur pe jur. Da. Și, normal, punându-ți întrebări, îți vine și răspunsul, tot de acolo îți vine. Dacă nu pui întrebări, nu-ți vine, pentru că n-are ce să-ți vină. Ce îi zice la o persoană care spune, mă simt blocată? Păi ce zice, aia e. Ce, nu știi că era un chiar o vorbă a copiilor când se... Da, da, da. Cine zice, acela este. Exact, acela e, da, da. Pentru dacă, că ceea dacă ce zici, îți atragi din câmpul informațional exact acel lucru pe care tu îl zici. Când Dumnezeu a zis să fie lumină, păi a fost lumină, pentru că așa a zis. Și noi suntem cu un suflet în noi care e de la Dumnezeu și Dumnezeu e în noi și noi în El. Și așa când ceea ce zici, mai ceea se întâmplă. Dacă zicem că avem o boală, o avem. Suntem fericiți. Tot o repet, o am până la urmă. Ce zice Dumnezeu? Ba, ia-o, că dacă tot o vrei atâta. Dacă tot o vrei. Dacă tot o ceri, tot o vrei toată ziua, da. Dar tu, fiind un constelator și un constelator bun, pentru că știu cum lucrezi și știu rezultatele pe care le-ai avut cu persoanele, spune puțin, ai făcut chestii dintre astea, constelații familiale în facultatea de psihologie? Nu. Pentru că aud acum mai nou că, cred că la terapii complementare sau, nu știu, terapeuți, cred că la facultatea de psihologie, nu știu dacă face, constelații sistemice, ceva se face. Mai au găsit la cei care au terminat mai încoace că ar fi făcând un fel de constelații, dar din câte am constatat eu, nu sunt complete și nu sunt ceea ce este, adică nu duci omul la o rezolvare, îl lasă în baltă, îl lasă așa. Și adică asta am constatat eu, nu știu să zic că nu am avut discuții cu cineva care e chiar în sistem, acum ca să știu eu exact. Da, eu am mai întâlnit și eu constelații de genul ăsta de a intra, de a pune scenă, de a intra, mișcă energia, chiar de un psiholog am văzut, am fost prezentă la o astfel de constelație, dar ne spunând frazele terapeutice, au rămas, de exemplu, când a terminat, i-a lăsat, n-a pus o ordine, n-a spus fraze. Și eu am întâlnit persoana cu care m-am dus, că am avut niște invitați la acea constelație, după, nu mai țin minte acum, cred că erau la 6 luni de zile când m-am reîntors din Italia, am găsit persoana aia în același rol în care a ieșit din constelație. Deci fusese, reprezentase rolul de tată pentru fată, se oglindea foarte bine situația acelei fete cu rolul, cu situația ei, pentru că și ei murise tatăl și la persoana respectivă murise tatăl. Ea a intrat să joace rolul acelei persoane și ne spunând frazele, ne ieșind din rol,
Deci eu când m-am întors după 6 luni de zile, întâmplarea a făcut să mergem împreună la o mănăstire, la care îmi spune, păi merge și persoana respectivă, care își făcuse constelația, și zic, a, dar vă vedeți? La care îmi spune, că da, aproape în fiecare zi ne auzim, am ajutat-o în aia să facă aia, să facă... Și mă, dar tu ești în rol de tată pentru ea, ai rămas de atunci. La care își dat, că chiar ca așa. Pentru că în perioada asta eu am ajutat-o exact ca pe o fică. Și i-am spus, ea zis frazele astea. A zis frazele astea și știi ce, Ana? Din momentul ăla, deci am fost la mănăstire împreună, dar de a doua zi, a treia zi, zilele după, nu s-au mai auzit. Ele erau obișnuite în fiecare zi, deci fără să se certe, fără să se supere, fără nimic, fiecare a intrat și au separat destinul și fiecare s-a dus pe destinul ei. Dar înainte de asta, ți-am zis, alea 6 luni de zile de când pusese la constelație până când ne-am spus, se auzeau zilnic și mereu o ajuta câte ceva. Am întâlnit și eu o situație de genul ăsta, adică cineva a ajuns, a făcut o constelație tot așa, cum zici tu, neterminată cu persoană. Da. Nu știu cine, nici m-am interesat să știu. Da. Așa, și a ajuns la mine pentru că tot la Festivalul Holistic ne-am întâlnit și ne-am prietenit acolo și văzând ce fac eu, a început să pun întrebări și când a văzut că eu știu mai mult decât a făcut, a zis că ei e frică să mai fac cu constelații, că a fost așa și a căzut și s-a făcut rău și nu știu ce, nu știu ce să-i facă. Și atunci zic, păi ce fel de constelații ți-am făcut de ai ajuns în halul ăsta? Până la urmă zic, uite, dacă vrei să încercăm, hai să încercăm să vedem ce ai acolo. Și într-adevăr că... Deci nu îi scosese nicio energie, nicio... Nu ieșise din energiile respective. Da, nu ieșise din energiile alea, era tot în emoțiile alea și... Na, am lucrat și cu ea și cu fata ei, am lucrat. Da, se poate rămâne blocat mai mult în loc să faci un bine mai mult, poți să împingi persoanele în energia arborului genealogic și să rămână blocate în acea energie. Da. Eu dacă, cum zici tu, că sunt o cercetătoare și mai inventez niște chestii, faptul că am mai studiat despre emoții și despre cum se vindecă ele într-un fel, am făcut un fel de program în care, deci, descoperind emoțiile care vin din familie, din acele, așa le vindecăm, nu numai cu frazele alea care se spun în constelații, uneori nici alea nu sunt suficiente pentru că este o mare energie acolo și am mai folosit metoda lui Kinslow și metoda doctorului cam uitat cum îl cheam acum. Da, e minunat. Asta vreau să te întreb pentru că și tu știi că și eu combin constelația, nu numai constelație, și la curs, știi că mai intru și în tehnici energetice și în intuiție. Și de asta este minunat că fiecare devenim unici, pentru că tu ai tehnicile tale, ești un constelator, dar tu când faci constelațiile, oricum nu le faci ca mine, eu nu le fac ca tine. De ce? Aplici chestia de bază, dar tu mai ai în plus niște tehnici, nu? De exemplu, poți să aplici cum am făcut noi împreună într-o zi, nu? Am aplicat testul kinesiologic, am făcut pendulul pentru a descoperi de unde e emoția, în ce perioadă, nu? Și să te duci direct, poți să spui frazele acolo. Adică combinat cu alte tehnici și are mult mai multă eficiență, nu? Da, păi te duci și rezolvi cu adevărat acea emoție, adică nu mai rămâne acolo în subconștientul tău, care... să o mai scoate iarăși la suprafață. Eu am considerat chiar
Și acum studiez pe Neville și pe Viloldo, care în general cam spun același lucru fiecare în felul lui. Deci ca emoția respectivă să-ți aduci aminte exact momentul, adică când s-a întâmplat evenimentul de a ieșit acea emoție și să mergi acolo la rădăcina aceea, să vezi povestea care este și apoi să schimbi povestea. Să o schimbi în sensul bun, adică cum ți-ai dorit tu să fie acea poveste. De exemplu, dacă tu ești, eu știu, ai căzut, te-ai lovit, eu știu, erai copil și ai căzut din scrânce și te doare spatele și ai o durere care tot timpul și nu știi de unde vine, ai fost la toți medicii și nu știu ce ai, dar tu ți-aduci aminte că atunci când aveai 3-4 ani ai căzut din scrânciu. Deci să mergi la acea poveste de atunci, să te vezi cum te dai în scrânciu și în loc să vezi acea cădere și tu te-ai lovit, să vezi cum tu sari din scrânciu, ești foarte bine, mergi la mama ta și îi spui că uite mamă ce bine, am sărit eu din scrânciop și nu am nimic, știi, să refaci acea poveste să fie bine pentru tine. Și spune autorul că acea durere trece în două... Astea se aplică și în hipnoză, Ana, pentru că recent chiar am vorbit cu o prietenă care a făcut hipnoză pentru faptul că nu știa de ce are o reticență împotriva bărbaților, nu? Și a ajuns la o, prin hipnoză, știind să facă și constelații, nu? Dar nu știa momentul, de unde să lucreze, unde să te duci să lucrezi. De asta, cum zici și tu, sunt tehnicile astea de kineziologie, de a afla, practic, mai mult, nu? Pentru că, uite, când te duci în constelații să faci o genogramă, să faci o analiză transgenerațională, sunt multe lucruri care nu le știi și aici poți să te duci cu ceva în plus în care să lucrezi prin testul kineziologic. Și prin hipnoză a ajuns la momentul în care ea a abortat, dar forțată de partenerul ei. Și în momentul avortului, în durerea aia sufletească mai mult decât fizică, spunea, m-am dus în momentul ăla, am plâns, am urlat și venea să-l ucid, să-l strâng de gât. Și de aici a descoperit, lucrase pe emoția asta, dar a descoperit că emoția nu era vindecată, nu? Noi, ducându-ne în... Tu știi că nimic nu este întâmplător. Făcând o constelație în arbore cu familiare, a descoperit că au fost femei pe latura paternă care au suferit mult, au suferit violență. Nu? Ei, și ea suferind violență și psihologică și fizică în viața ei, automat a fost fidelă acelor femei din arborele genealogic. Ea a lucrat, să spunem, cu femeile din arborele genealogic, a spus frazele terapeutice, dar la nivel celular avea acea emoție blocată de atunci de când a avut avortul. Ducându-se prin hipnoză, a putut să elibereze emoția. Cum zici, poți să rescrii povestea, nu? În hipnoză, o eliberezi, o rescrii, dar acum spune tu tehnica pe care o aplici tu prin rescrierea acestei povești. Păi, nu neapărat faci o hipnoză, dar intri într-o meditație adâncă. Adică aia este o modalitate, dar tu... Da, deci eu intru într-o meditație, mă gândesc la ce s-a întâmplat la acel moment. Adică încerci să vizualizezi, nu? Da, vizualizez acel lucru care l-am făcut atunci, în momentul ăla. Și dau exemplu chiar în momentul când am aflat de fiica mea că e bolnavă
Și am stat în cabinetul doctorului, furioasă, nervoasă, îmi venea să strâng de gât, să-l omor, să-i fac ceva, nu știa ce să-i fac, vorbeam urât, îl înjuram 2 ore, am stat în cabinetul lui, eu stătea și uita la mine și eu patrulam de la geam la ușă și de la ușă la geam și avea 30 de oameni la ușă, dar eu nu plecam de acolo. Da. Și da, și vizualizam acel moment în care el mi-a zis ce are fica mea și cum eram distrusă. Ana, scuze-mă, folosești și scrisul înainte? De a rescrie o poveste scrisă te poate ajuta mai mult? Nu am folosit înainte, dar l-am scris după aia. Adică ai scris povestea după. Da, dar oare cum ar fi? Pentru că aș vrea ca cei care ne ascultă să-i învețe ceva, să aplice ceva în viața lor. Da, nu? Deci eu, știi cum am făcut? Am făcut așa, am scris povestea inițială și am scris povestea care era inițială, asta care o povesteam eu acum. Uh-huh. Așa, și apoi, după ce termin de poveste ceea ce îți aduce aminte din momentul respectiv, după aia scrii poveste reconstruită sau revăzută, revizuită, uh-huh, cum vrei să-i spui. Uh-huh. Și scrii, începi tot la fel, că ești în locul respectiv, că se întâmplă evenimentul respectiv, dar reacția ta față de acel eveniment este alta. Deci, schimbi reacția ta față de acel eveniment. Deci, eu, scriind în povestea, la povestea care a spus-o mai înainte, eu am scris așa, deci am aflat diagnosticul copilului meu. Într-adevăr, nu mi-a convenit. Dar i-am mulțumit medicului că mi-a spus ce are copilul, că știu ce pot să fac de acum înainte și pot să rescriu povestea. Și adică, voi merge pe alte căi, dacă medicina asta noastră sau normală, nu știe, da, alopate, nu știe, nu are soluții pentru acel copil al meu, eu pot să caut soluții acolo unde alții nu găsesc. Și mă duc pe treaba asta, adică căutând alte soluții pentru alternative. Da, caut alte alternative. Nu mai înjur sistemul, nu mai zic nimic de la adresa lor și din cea mea și nu mă învinovățesc nici pe mine că am lăsat să se întâmple un acest. Pentru că ai ajuns aici la sistem. Pentru că tu ai trecut prin experiența asta și ai trăit-o pe propria piele, acum că este situația asta la nivel mondial, să spunem așa, cu pandemia, care vedem foarte multe persoane în reacție, nu? Persoanele care sunt în reacție, sunt în reacție împotriva sistemului. Deci, automat, au ceva în arborele genealogic. Tu ai descoperit de unde, nu? Pentru că cineva din arborele tău genealogic a fost și ei împotriva sistemului, nu? Au avut probleme cu sistemul. Au avut probleme cu sistemul, da. Uh-huh. Și automat, fiind acea energie în arborele genealogic, automat noi o preluăm. Pentru că noi avem ne imaginăm că suntem doar noi, atât. Dar pentru că ne vedem fizic, așa, avem minte, suntem tare deștepți, cu mintea facem tot, facem praf tot, dar nu ne imaginăm că ceea ce vedem noi e 1%. Practic, 99,99% suntem energie, nu? Și la nivel de energie suntem suma întregului arbore genealogic. Nu putem să negăm asta, n-avem cum, nu? Și La nivel de suflet, la nivel de spirit, ok, fiecare aici, cum înțelege, facem parte, eu așa văd și știu că și tu, în partea aceeași idee, facem parte din tot, nu? Din divinitatea supremă, nu? Da. Da. Ce sfat le-ai da celor care intră așa într-o reacție, care intră acum În perioada asta în reacție și nu stai pe rol de observator, nu? Ce sfat le-ai da? Oricum am mai intrat și eu, nu pot să zic că am fost chiar în afară. Ai intrat, dar n-ai stat acolo, Ana, asta eu te-am observat. Ai avut momente și normal
pentru că au intrat străbunii tăi, ai intrat tu, ai avut o emoție foarte traumatică și e normal să intri, dar cum să spun, ai intrat într-un fel, eu te urmăresc, nu? Că ne urmărim una pe alta, ai intrat așa, razant, tangențial, n-ai stat acolo zi de zi să intri pe rol de victimă. Și eu te știu și cum trăiești tu această perioadă de pandemie, acest virus, care tu ești în contact direct cu mediul sanitar, cu toate astea, și totuși nu ești alarmată, nu ești stresată, o trăiești foarte, foarte, poate nu-ți convine masca, asta știu, dar nu ne convine nimănui, dar asta e, o purtăm, nu e plăcută, dar eu știu că trăiești pe chestia foarte senină, nu e, nu te terorizează faptul că, auleu, dacă îl prind, dacă îl fac, dacă îl dreg. Nu știi că ești prietenă cu el. Da, nu am fost stresată nici de la început, pentru că am trăit o viață întreagă cu chestia asta, cu virus și între ghilimele, care n-am știut ce sunt și care am fost puși. Sau eu știu, așa ne-am gândit noi că atunci trebuia să luptăm contra lor. Uh-huh. Mi-am dat seama că, de fapt, lupta este împotriva noastră și nu a nimănui. Eu m-am lăsat de sportul ăsta de a mai lupta împotriva cuiva. Și nici împotriva virusului ăsta nici nu am luptat și nici nu l-am îndrăgit, că n-am de ce și n-am treabă cu el. Am fost acuzată de anumite cadre medicale că nu cred în COVID, că nu știu ce fac și îmi fac eu rău, dar pe care faci ce știi și că învățați. El atât au învățat, atâta știu. Eu nu știu mai mult. Da, dă un sfat. Știi tu, nu e bine să dăm sfaturi, dar așa, din experiența ta. Pentru a nu intra în reacție, pentru că tu știi, în momentul când intri în reacție, creezi un șir de energie, nu? Pe care ni le atragem pe urmă. Va veni și mâine, va veni și poimine, va veni și răspoimine, nu? Ce sfat ai da? În primul rând, să nu stea în stres. Orice virus de gripă, de orice se cheamă el, COVID sau cum se cheamă, are o vibrație mică. Sau minus, cum zice domnul Argeșanu, e cu minus. Vibrațiile la boli, la toate astea, sunt cu minus. Dacă noi stăm în stres, în frică, în teamă, în ură, în critică, criticăm guvernul, criticăm sistemul, criticăm pe toată lumea, criticăm vecinii, ne ducem și îi părâm, deci toate astea se duc în energie negativă și energie de vibrație joasă. Da, te duci pe acea vibrație joasă care ești la fel cu virusul. Dacă tu ești vesel, dacă tu îți vezi de treaba ta, dacă tu îți iubești familia, iubești pe cei din jur, dacă tu cânți, dansezi, râzi... Îți vezi de viața ta normală înainte. Da, speli rufe, faci mâncare, ai grijă de tot și de toate. Da. Deci nu ai de ce să intri cu nenea virusul, îți mai pui și o muzică de vibrație înaltă și atunci îți ridică virusul. Te întâlnești cu persoane și faci lucruri, uite cum ne-am întâlnit noi cu tine și cu încă câteva prietene, nu? Și ne mai întâlnim și mai vorbim câte una, câte alta, nu? De ale noastre și împărțim opinii, împărțim, eu știu, fiecare trăirea ei de a ne ajuta să creștem împreună. Te unești cu persoane pe aceeași vibrație, zic eu, pe aceeași gândire. Da, am cunoscut foarte multe persoane făcând lucrurile astea, ne-am găsit una pe alta foarte multe persoane. De exemplu, acum mai fac și Sahaja Yoga cu persoane pe care eu nu le-am cunoscut niciodată. Am pur și simplu materializat în grup lor. Și am tras iarăși după mine niște prieteni. Da. Ne atragem una pe alta. Dar haideți să spunem, Ana, e ușor așa să fim noi în aceeași energie. Gândim în același fel. Dar când îi eviți prietenii, nu? Care sunt pe vibrații joase, îi eviți. Dar ce faci când îl ai în casă? Pe ăla care e pe vibrație joasă. Păi eu nu evit nici pe ea, dar vorbesc cu ei la nivelul lor, pentru că nu pot să le zic
ce fac eu, pentru că nu înțeleg. Adică nu intri în energie, nu? Nu intri în energia lor. Nu intru în energie, nu. Nu-i judeci, nu-i judecăm, nu-i criticăm, nu-i obligăm să gândească ca noi, nu? Și nu pe rol de, pe rol de observator, dar este foarte bine de a nu intra în energia lor. Ok. Dacă îi faci să gândească, adică dacă vrei neapărat să îi faci să gândească precum gândim noi, atunci e o cheltuială de energie. O pierdere de energie, da, o risipă de energie. Ana, hai să le dăm un exercițiu și eu aș zice să le dăm exercițiul ăla care nu este al nostru, l-am învățat și noi din altă parte, este destul de ușor pentru a verifica, eu știu, orice vrei despre energie, despre boală, de a fi un dialog direct cu subconștientul, pendulul, nu? Testul kineziologic al corpului cu pendulul. Dacă vrei tu să-l explici. Eu cel mai des să-l folosesc pendulul la glonte, tip glonte, care întreb. Da, dar eu mă refeream la corp, pentru că alții poate pendulul ăsta care e, eu știu, știu și pe ăla glonte și pe ăla din cristal, dar ăla care l-am folosit noi, pentru că ăsta nu te minte niciodată, tu știi. Da, și mai folosesc și corpul. Corpul, adică da, da, da. Atunci când stai în picioare, te relaxezi și pentru a verifica cum răspunde corpul la întrebări, punem întrebarea, eu sunt Ana, dacă e numele meu, și vedem în ce parte. Adică ceea ce știm deja, nu? Ceea ce știm, da. Punem întrebări la care știm adevărul, la care știm că este adevărat ceea ce spunem. Și ne întrebăm, adică prima întrebare cea mai bună este să te întreb dacă tu ești numele tău, dacă eu sunt Ana. Și atunci corpul se înclină în față de obicei și este răspunsul da. Dacă pui întrebarea eu sunt Ion și tu nu ești Ion, răspunsul se duce... Adică o întrebare falsă, nu? O întrebare falsă. Am făcut experimentul ăsta chiar pe internet, pentru că nu știam cum merge la distanță, adică... Merge, că l-am aplicat. Știam dacă merge, dar nu știam dacă merge. Bine, tu nu erai în experiment, că-l făcusem deja. Și am făcut experimentul cu o prietenă și ea nu mai făcuse niciodată, nici de-a toată, experimentul ăsta. Și când am întrebat-o, s-a dus așa de tare în față că era să cadă jos. Doamne, dar așa de tare e răspunsul. Dar eu n-am vrut să fac nimic. Păi, dar mi-am înțeles că n-ai vrut. Da, parcă te împinge o energie, așa este. Da, eu l-aplic și la curs, l-am aplicat și la cursant. Nu știu dacă ai fost la asta. Pentru că tu știi că la cursul de constelații familiare, că ai venit la atâtea grupe, nu? Este reparticiparea gratis și la unele ai venit, la unele n-ai venit, în funcție de timpul tău, de ceea ce ai simțit. Uneori, știi tu, vii pentru că te simți pe aceeași vibrație cu cei care sunt în curs, da, și mereu mai introduc câte ceva, nu? Mai recent am introdus intuiția, cum se ascultă intuiția. Tu asta deja o știi, deja o aplici. Și chestia cu pendulul am introdus-o, da. Asta cu intuiția am făcut-o cu nepoții mei și din trei, unul e cel mai năstrușnic. Are și viziune, dar cred că le și vede, eu numai că le intuiește, da? Că niciodată nu greșea. Deci fiecare dată știa unde este anumit obiect de anumită culoare. Ceilalți mai ghiceau, mai greșeau, dar ăsta niciodată nu greșea. Și el era, dar ți întreabă așa ceva, numai de astea care sunt ușoare. Care deja le știu, care sunt ușoare. Da, numai da. Da, sunt exerciții speciale de intuiție, cred că sunt și pe internet, sunt și cursuri anume. Eu am făcut curs cu Svetlana Lungu, care l-am făcut special pentru constelații, de a-mi învăța intuiția, de a-mi asculta intuiția,
de când lucrez cu persoanele, e bine, e bine de învățat de toate. Ok, deci ce să le spunem în final, să le spunem o seară bună, pentru că noi peste jumătate de oră intrăm la yoga, nu? să facem câteva exerciții de reechilibrare, de armonizare și le dorim o seară minunată și sper că informațiile noastre au fost cât de cât utile. Da, le mulțumim dacă ne-au ascultat și le urez să stea pe vibrație înaltă, că atunci nu se vor întâlni cu nimeni. Ana, dar ce ai spune unui psiholog dacă te-ar întreba, merită să faci cursul de constelații familiale? Eu zic că da. Numai că merită, pentru că... Dar doar un psiholog sau oricine? Doar un psiholog sau oricine? Un psiholog este mai pregătit ca să facă așa ceva, dar poate face oricine care merge prin linia asta de dezvoltare personală. Te ajută doar ca profesie sau te ajută și la nivel personal? Te ajută și ca profesie și ca la nivel personal, pentru că eu, pentru mine cel puțin, a fost foarte ok sau foarte super, nu știu cum să zic. Da, da. Și pentru mine la fel, pentru că... Dar pentru mine a fost un început în a merge mai departe spre căutările mele care erau deja începute la vremea aia. E un instrument în plus și combinat cu celelalte tehnici dă o putere, eu zic, nemaipomenit. Da, da, da. Bine, mulțumim mult, la revedere, îți mulțumesc, Ana, că ai venit alături de mine și sper să mai vii pentru a, eu știu, poate a împărtăși din